Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Vă binecuvintez de aici, din casa Domnului, pe fiecare care în seara aceasta, această zi frumoasă și rece de 31 iulie. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că și în casa lui Dumnezeu este pace și liniște, de aceea vă binecuvintez. Și zic ca Duhul lui Dumnezeu să se așeze pe fiecare dintre noi și în seara aceasta, să răspundă nevoilor sufletului nostru. De aceea aș dori ca, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, să vă rog să faceți liniște în inima și în sufletul dumneavoastră, pentru că mesajele lui Dumnezeu se primesc în liniște. Dumnezeu, într-adevăr, vorbește când într-un fel și când în altul, dar am văzut că și oamenii și Dumnezeu este Cel ce se bucură atunci când vorbește în liniște. Domnul Iisus, când veneau noroadele la El ca să îl asculte și apoi să primească vindecare pentru toți cei ce erau bolnavi, Domnul Iisus avea un obicei frumos, spunea noroadelor să se așeze. A te așeza înseamnă a lua loc, a ședea jos, a sta în liniște și a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să vă pun o întrebare și să vă spun, dacă n-ar fi microfonul ăsta și să fie aici 5.000 de bărbați și mai 5.000 de femei și încă 10.000 de copii, cum s-ar auzi? Dar mă gândesc că așa o liniște frumoasă a fost acolo, căci toți au auzit. Au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au rămas mirați de ceea ce Dumnezeu vorbea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mai mult decât atât, spune că toți s-au săturat de peștii și pâinile care le-au fost date. Vreau să vă întreb acum dacă era liniște. Ăia nu mai înțelegea nici ce spune Iisus, nu mai înțelegea nici care trebuia să frângă pâinele și să împartă peștii, dar pentru că a fost liniște, Dumnezeu și-a împlinit lucrarea și găsim înscris în cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta avem un text neobișnuit. Nouă ne place oamenilor să vorbim despre binecuvântări. Și dacă se poate, binecuvântare de astăzi să fie mai mare decât cea de ieri și aia de mâine, dacă s-ar putea să le întreacă pe amândouă. Și dacă cumva mâna lui Dumnezeu într-o zi se oprește și nu dă binecuvântare, atunci intrăm în disperare și spunem: Doamne, ai milă de mine! Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat să vină o mică încercare și parcă nu mai știm ce s-a întâmplat, am intrat în panică? De aceea oamenilor le place să vorbească despre binecuvântări. Și toți care ajung la putere spune: nu vă faceți probleme. Dacă noi ajungem la putere, voi o să trăiți mai bine. Și culmea că în scurt timp oamenii trăiesc mai rău ca și înainte. De ce? Pentru că vorba omului este a omului. Dar ceea ce vorbește Dumnezeu și ceea ce a vorbit Iisus a fost un cuvânt venit de la Dumnezeu și cu putere. De aceea îl binecuvântăm și îl lăudăm și îi mulțumim că este Dumnezeul nostru. Căci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a murit de dragul nostru, a fiecăruia dintre noi, pentru păcatele și greșelile noastre, dar ne-a iubit și ne-a dat niște legi de niște porunci ca noi să le împlinim. Știți de ce? Pentru că El a spus un lucru: am venit și am murit pentru voi, mi-am dat viața pentru voi, ca să vă răscumpăr din felul deșert de viețuire, să vă răscumpăr de la ceea ce erați predestinați prin păcatul lui Adam, prin neascultarea lui Adam. Nu prin acel măr, mărul a fost măr, dar neascultarea lui Adam și a Evei. Am venit să vă salvez din aceasta și vreau ca voi, chiar dacă sunteți în această lume, vreau să vă pun numele meu peste voi, să-mi pun numele meu peste voi și sigilul care îl pun peste voi, Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt. Nu ca și în Vechiul Testament, care venea din când în când peste proroc, ci să fie cu voi și în voi în toate zilele voastre. De ce? Ca pelerinajul care îl vom avea pe pământ să fie după voia lui Dumnezeu și apoi, ca sfârșit, să nu ajungem la judecată cum ajunge toată lumea care va trebui să stea la judecată înaintea lui Dumnezeu pentru toate faptele care le-a făcut, fie bune, fie rele, va trebui să stea la judecată, ci voi să fiți
transferați în împărăția lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu să fie pentru răsplătire. De aceea noi venim la casa lui Dumnezeu și totdeauna vrem să mai lăsăm câte un petec de pe haina noastră. Și venim la casa lui Dumnezeu pentru că în casa lui Dumnezeu, acolo se face lumină. Lumina înseamnă cuvântul lui Dumnezeu care este o candelă pe care are a vieții noastre. Venim și auzim cuvântul lui Dumnezeu și iarăși îl reauzim. Dimineața s-a vorbit foarte frumos din Efeseni și nu numai dimineața, ci ori de câte ori venim la casa lui Dumnezeu, mesajele lui Dumnezeu, numai dacă stăm în liniște. Dacă facem zarvă în inima noastră, în mintea noastră, vom pleca de aici și ne va întreba despre ce s-a vorbit. Și dăm din numeri, ca și copilul ăla la școală, care spune ce lecție am avut. Dă din numeri că nu știe. De ce? El n-a fost atent. Mi-aduc aminte când eram la școală și veneam acasă și îmi plăcea să mă joc cu copiii. Făceau foarte mult să mă joc, ca toți copiii. Și zicea mami, tu nu înveți? Mamă, dar am făcut deja tema. Cum ai făcut tema când eu te-am văzut? Mamă, eu am fost atent la școală. Am reținut și când mergeam la școală, primeam note mari. Când am învățat, n-am primit note mari, nu totdeauna. Dar atenția m-a făcut să primesc note mari. De aceea vă îndemn ca să primim note mari înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor, știți cum, notele oamenilor sunt ale oamenilor. Dar Dumnezeu este Cel ce ne dă nota. De ce? Pentru că noi ne cunoaștem așa cât vedem noi cu ochii noștri, dar Dumnezeu este Cel ce ne vede toți pașii noștri. Și în seara aceasta avem un cuvânt frumos din cartea lui Dumnezeu, spune că era în țara Uț, era un om și numele lui era Iov. Probabil că dacă noi eram în țara Uț, probabil că era numele nostru acolo, a fiecăruia dintre noi. Dar Dumnezeu l-a ales pe Iov și l-a ales pe Iov și mulțumim că l-a ales pe Iov, că dacă ne alegea pe noi, probabil că nu răspundeam la ceea ce Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Și spune că omul acesta era fără prihană. Era neprihănit, era curat la suflet și mai mult decât atât, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Câteva lucruri, era curat la suflet, se temea de Dumnezeu, umbla fără prihană. Și aș vrea să citim în Proverbe, în 8 cu versetul 13, un adevăr. Ce înseamnă să umbli pe pământ și spune în 8 cu 13, în Proverbe, ce înseamnă să umblăm, zice, frica de Domnul și urârea răului, trufia și mândria, purtea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De asta se ferea Iov. El vrea el ura răul, el ura trufia și mândria. Când aude mândrie, știu că mândria merge înaintea căderii și, Doamne, izbăvește-ne de această mândrie. Doamne, dacă cineva are păcatul mândriei, Doamne, îndură-te de el și deschide ochii că mândria merge înaintea căderii. Știți de ce? Pentru că mândria te face totdeauna să stai cu capul sus. Și când eram mai mic, tatăl avea o vorbă și spunea, când făceam eu așa câte una mai îndrăzneață și spunea, auzi, capul pleca, sabia nu-l taie. Și am zis, lasă-mă în pace cu capul și cu sabia. Ăsta e adevărul și ăsta trebuie spus. Și mi-am dat seama după timp că, într-adevăr, chiar dacă a fost adevărul și dreptate de partea mea, dar un cap plecat la vremea potrivită, sabia nu l-a tăiat și Dumnezeu este Cel ce ridică. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu. Apoi în Proverbe 16 cu 6, aș vrea să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Zice, prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abată de la rău. Ce-l face pe om să abată de la rău? Am să vă spun ce. Legile care se pun în țară, cu cât legile sunt mai stricte, oamenii se abată de la rău. Credeți asta? Pușcăriile sunt pline. Pușcăriile sunt pline. Prin frica de Domnul, omul se abate de la rău. Și dacă noi suntem în casa lui Dumnezeu și n-am făcut rău în săptămâna care a trecut, fără voia noastră, am greșit, am făcut, ne abatem de la rău, spune căci Dumnezeu este acel ce ne sprijinește și mâine și poimâine Dumnezeu este cel ce ne ajută mai mult. Dar vreau să mergem mai departe și spune că omul acesta, Iov, vedeți că binecuvântarea lui Dumnezeu este ceea ce îmbogățește omul. Spune că s-au născut 7 fii și 3 fete. Zice,
Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de sfeșnic. Mai mult decât atât, și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți fiii răsăritului. Nu din cartierul lui, nu din orașul lui, era din toți fiii răsăritului, era cel mai cuvază de acolo. Dar spune că omul acesta avea un obicei și obiceiurile astea sunt bune și noi avem multe obiceiuri bune, dar vreau să vă spun că avem și obiceiuri rele. Și dar ar Dumnezeu ca să ne venim în fire și să ne lăsăm de toate obiceiurile rele. Și cred că le știți fiecare, le știți la faptele firii acolo care de multe ori ele sunt obiceiurile noastre. Și venind la casa lui Dumnezeu și auzind lumina cuvântului lui Dumnezeu și răsplata pentru faptele cele rele care ne desparte de Dumnezeu, aș vrea să ne venim în fire și să ne lăsăm de ele. Spune că fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi și se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot, căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor, nu în faptele lor, în inima lor, în mintea lor. Așa avea obicei să facă. Știți ce făcea Iov? După ce trecea zilele de sărbătoare, el chema pe fiii săi. Știți ce am găsit în cuvântul lui Dumnezeu? Căci fiii săi nu făceau aceasta. Ei n-au mers să ducă jertfă, ci Iov îi chema, pentru că era un tată bun. Un tată bun care vedea mai mult decât vedea fiilor și spunea, poate în inima lor și în gândul lor, ei au păcătuit, au greșit cumva acolo și haideți să descoldeți de dimineață. E greu, de multe ori somnul e dulce, dar eu făcea acest lucru, era un sacrificiu. Orice bine care vrei să-l faci, să știi că-l faci cu sacrificiu. Spune că se scula dis de dimineață și aducea câte o jertfă și Domnul privea jertfa. Dar vedeți că Domnul Iisus a spus o vorbă și a zis un lucru care noi de multe ori îl uităm și îl uităm pentru că noi suntem, privirea noastră nu este îndreptată pe verticală, ci privirea noastră este pe orizontală. Și de multe ori urechile noastre și mintea noastră are memorie scurtă. Mi s-a întâmplat de multe ori. Știți ce a spus Iisus? Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Toate sunt bune și frumoase, dar să fii blând și mai să fii și smerit, Doamne, greu-i. Doamne, foarte greu să mă smeresc. Dar Domnul Iisus a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Vreau să vă spun că dacă nu vom fi blând și smeriți cu inima, nu vom vedea fața lui Dumnezeu. Și am să vă dau câteva exemple mai târziu. De aceea, vedeți, noi avem exemplele din cuvântul lui Dumnezeu. Iov nu avea pe vremea lui. Pe vremea lui nu era scrise scripturile. Nu știu cine a fost mentorul lui, nu știu cine a fost mentorul lui Enoch. Dar știu că Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și nu s-a plictisit de Dumnezeu, și pentru că nu s-a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a iubit. Spune că Dumnezeu l-a luat de pe pământ. Așa și Iov a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a bucurat de el. Nu știu dacă noi am fi ceruți ca să fim cernuți. Nu știu care ar fi răspunsul lui Dumnezeu în dreptul nostru. Nu știu care ar fi atitudinea noastră. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu, într-o zi Fiul lui Dumnezeu, așa cum am citit, cum s-a citit în versetul 6, Fiul lui Dumnezeu au venit înainte, Fiul lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Știți de ce umblă diavolul? El n-a lucrat nimic. El se plimbă pe rotocolul pământului, ca un bezmetic, el face o plimbare și cu treieră, nu face nimic. Dar vreau să vă spun de ce umblă. În Matei, în capitolul 12, cu 43, citim. Și să vedeți ce citim în Matei, în capitolul 12, cu versetul 43. Duhul necurat, auziți?
Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, Satana era stăpânul Duhului necurat. Zice, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Știți când găsește odihnă? Când găsește un om cu inima stricată și cu mintea stricată să intre în el, atunci găsește odihnă. Pentru că omul cu inima stricată și mintea stricată ascultă de vocea diavolului și face lucrările lui. Dar omul cu mintea curată, omul cu inima sinceră și cu ochii sinceri, el ascultă vocea Domnului și împlinește vocea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu i-a spus lui, îi spune Satanei, l-ai văzut pe robul meu Iov? Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană. Era un om cu inima curată. Apoi în 1 Petru, în capitolul 5 cu versetul 8, să vedeți ce face diavolul. În 1 Petru 5 cu versetul 8, fiți strești și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine? Să înghită. Vreau să spun, dacă ești înghițit de diavolul, ce vei gândi și ce vei spune? Aduceți-vă aminte de cel care a fost stăpânit de acele duhuri grele din ținutul Gadarului, că nu se putea apropia nimeni de el, locuința avea în morminte. Și într-o zi s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a întâlnit cu Iisus. Și Iisus a poruncit duhurilor din el, au ieșit din el și n-au găsit un alt ou. A găsit acolo o turmă de porci în care a intrat în ei și s-au aruncat toți în mare și au murit. Că așa vrea diavolul, să moară toți. Și omul acela a rămas curat, a rămas eliberat și a venit după Iisus. L-ai văzut pe robul meu? Dar dacă Dumnezeu te lasă pe tine și pe mine la încercare, binecuvântări ne place să primim, dar când vine o încercare, ce facem? Cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Curat la suflet și se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, așa a spus. Și Satana a răspuns, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el și casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucruri mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dacă cumva Dumnezeu ne-a binecuvântat lucrarea mâinilor noastre, dacă ocrotirea lui Dumnezeu a fost peste noi în fiecare zi, în fiecare zi și putem să fim martori și să mărturisim că ce Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ocrotit. Am venit din România cu două valize și suntem aici unde suntem. Eram în România și mă uitam la frații care erau 30, 40, 50, 70 de ani și îi vedeam foarte departe. Și astăzi i-am ajuns. Dar ocrotirea și binecuvântarea Domnului ne-a ținut până aici. De ce? Pentru că Domnul și-a întins mâna peste noi. Ce recunoștință avem noi înaintea lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările care ni le-a dat? Cu ce suntem mulțumitori? Cu o inimă rea și necredincioasă? Cu împotrivire la cuvântul lui Dumnezeu? Eu n-am de luptat nici cu tine, nici cu tine. Eu trebuie să mă supun lui Dumnezeu și avem de luptat împotriva duhurilor care vrea să facă dezbinare, care vrea să facă răzmeriță împotriva lor. Oamenii sunt scumpi, sunt ființele care le-a creat Dumnezeu. Dumnezeu a pus Duhul Lui, suflarea Lui în fiecare dintre noi. Și am vrea să fim conștienți că Dumnezeu ne iubește pe fiecare. El nu vrea moartea păcătosului, chiar dacă greșim și chiar dacă cădem. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cel neprihănit de 7 ori cade, de câte ori ai căzut și Dumnezeu te-a ridicat. Ți-ai adus aminte și ți-aduci aminte de ridicările care ți le-a făcut Dumnezeu. Dacă nu te ridica Dumnezeu, în seara aceasta nu erai în casa lui Dumnezeu. Fii cu luare aminte și fii cu băgare de seamă că poate Dumnezeu ai să cazi încă o dată și nu te va mai ridica, pentru că omul ceea ce caută, găsește. Dar ar vrea să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Ești tânăr și îți merge bine și nu te gândești la suferințe. I-auzeam pe frat, spunea, bolnav aici, bolnav dincolo, eram tânăr, pe ureche intra, pe cealaltă nu ieșea, nu mă afecta. Dar cum trece vremea, uitați-vă numai zilele trecute, am fost într-o casă de jale, nu? O tânără de 31 de ani a plecat din lumea aceasta, se va întâlni cu răscumpărătorul, se va întâlni. Ce faci? Ești tânăr astăzi,
Nu te gândești la viitor, nu te gândești la alte lucruri, că ești în putere, dar vreau să spun că într-o zi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 34 cu versetul 7 citim. Aș vrea să fim cu luare aminte la toate lucrurile. Zice că Îngerul Domnului tăbărăște în jurul ce s-o tem de el și scapă din primejdie. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul tău cap și copil, ca și tânăr, ca și adult, ca și cel în vârstă, tăbărăște și ne scapă. Iov știa aceste lucruri. Iov simțea că este binecuvântat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a ridicat și a fost cel din tâi între fiii răsăritului, a fost încredințat. Dar vine diavolul și auziți ce spune în versetul 11, dar ia întindeți mâna și atingete de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema. Vedeți, încredințarea diavolului este minciună, tatăl minciunii. Știți ce nu știa diavolul? El nu știa că Iisus, că Dumnezeu l-a creat pe om și îl cunoaște în tot amănuntul lui, în toate unghiurile lui, în toate secretele lui, în toate celulele și neutronii lui, Dumnezeu îl cunoaște, diavolul nu cunoștea. Ia întindeți mâna, sunt încredințat. Domnul a zis Satane, iată îți dau pe mână tot ce are, asupra lui să nu întinzi mâna. Iov nu știa că este încercat de diavolul. Iov nu știa că Dumnezeu l-a lăsat ca să fie încercat. Iov nu știa, dar știa un lucru, că răscumpărătorul lui în ceruri. Spune căci, într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau, vin în casa fratelui său, cel din tâi născut, spune căci în versetul 15, s-au aruncat niște sabie asupra lor, i-au luat, au trecut prin ascuțișul sabiei, numai eu am scăpat. Apoi a venit altul și a zis, focul lui Dumnezeu din cer. Apoi spune căci a venit un altul și zice, au venit niște haldeieni și i-a luat cămilele tot și pe ei a trecut prin ascuțișul sabiei. Apoi în versetul 19, un vânt mare de dincolo de pustie, foarte unusual, ceva diferit. A izbit casa în patru colțuri și s-a dărâmat. Știți ce știe diavolul? Să treacă prin ascuțișul sabiei, să ardă, să bată vântul din patru colțuri, dintr-un colț bate, din patru colțuri nu bate. Casa aceea a fost lovită din patru colțuri deodată. Imaginați-vă un vânt care bate din patru colțuri. Și ăștia spunea că e focul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a îngăduit. Știți ce a făcut Iov? Iov n-a reacționat și n-a zis nimic. Doar când copiii lui au fost nimiciți. Averea când a fost nimicită a trecut ca și cum n-ar fi avut. Iov a rămas credincios. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în versetul 20, atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua. Aceasta era un semn de smerenie, un semn înaintea lui Dumnezeu și a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Domnul să fie binecuvântat să fie numele Domnului. Evanghelia mărturisește, în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Știți ce a făcut Iov? S-a sculat și a rupt mantaua și a ras capul. Aceasta era un semn de mare umilință pentru un evreu sau pentru unul din Vechiul Testament să-și radă capul. Și a aruncat țărână, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat lui Dumnezeu. Gura lui n-a rostit cuvinte de hulă la adresa lui Dumnezeu. Gura lui n-a rostit nimic necuvincios la adresa lui Dumnezeu. Știți pentru ce? M-am uitat la unii oameni care au fost aproape de pragul morții și ei binecuvântau. Am văzut oameni care au fost în suferință și mergeai la el ca să-l întărești și el te binecuvânta și te întărea pe tine. Ați întâlnit oameni din ăștia? Oameni care nu mai binecuvântau, oare gura noastră, în clipa încercării, ce facem și cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Cum ne raportăm înaintea lui Dumnezeu?
La binecuvântări îi mulțumim și spunem, Doamne, îți mulțumim că așa m-am gândit și eu ca să mă mai binecuvântezi. Dar când vine suferința, când vine încercarea, noi nu știm de ce lasă încercarea. Și n-aș vrea niciodată să fim judecători și să spunem, știi, mă bucur că Dumnezeu, ai văzut că... Să nu facem acest lucru. Timpul merge repede. Aș vrea ca să fim înțelepți și inima noastră, atunci când vine încercarea, să fie atentă înaintea lui Dumnezeu și să rostim doar lucruri înțelepte și lucruri cugetate și obișnuința noastră de a vorbi, de a binecuvânta, de a lăuda pe Dumnezeu și de a-i mulțumi lui Dumnezeu să fie întotdeauna pe buzele noastre. Aș vrea să vă citesc din Iov, din capitolul 31, vorbește câteva lucruri foarte adevărate. În Iov, capitolul 31, cu versetul 1, se vede viața lui Iov. Zice, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Apoi, în versetul 7, de mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele. Auziți? Cât de atent era Iov la viața lui. Cât de atent. Apoi în capitolul 23, cu versetul 11 și 12, așa era viața lui Iov și aș vrea ca viața lui Iov să fie și viața noastră. De ce? Pentru că va veni încercarea. Va veni încercarea și va veni greul. Azi dacă ne merge bine, îi mulțumim lui Dumnezeu. Dacă mâine ne merge bine, îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar va veni încercarea. Și mesajele acestea care le primim din partea lui Dumnezeu, să știți că ne va aduce aminte atunci când vom fi în încercare. Ne va aduce aminte și o să ne aducem aminte și o să spunem, așa ni s-a spus din cuvântul lui Dumnezeu. Uite cum poartă Dumnezeu de grijă și uite cum binecuvintează, dar să umblăm pe calea celor neprihăniți ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduințele. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Suntem și noi la fel? Întrebare. N-am părăsit poruncile buzilor lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Auziți? Dumnezeu a poruncit și Iov a ascultat. Dar încercarea nu l-a venit numai peste Iov. Încercările au venit peste ucenicii Domnului. Auziți? Gândiți-vă în Luca, în capitolul 9, cu 46. Să fii cu Domnul Iisus. A umblat 3 ani și jumătate aproape și un gând li s-a ridicat în Luca, în capitolul 9, cu 46. Ei au început să gândească și apoi l-a venit în gând să știe. Știți ce să știe? Care dintre ei va fi cel mai mare? Asta era cel mai interesant. Vedeți cum mândria te paște. Care dintre noi să fie cel mai mare? Și Domnul Iisus ia un copilaș și le dă un exemplu foarte bun. Dacă nu o să fiți ca și ei, nu o să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu. Apoi în Genesa, în capitolul 37 cu 18, l-am găsit pe unul tânăr, 17 ani. Nu știu câți ani ai. Dar aș vrea să vă spun că acest Iosif de 17 ani avea o inimă curată și Dumnezeu comunica cu el. Și aș vrea ca la toți tinerii noștri să comunice cu ei, să le dea visuri și înștiințări. Și aș vrea să vă spun că dacă aveți o înștiințare și un vis din partea lui Dumnezeu, duceți-le la cei care sunt în stare să le poarte și să vă explice și să vă îndemne pe calea cea bună. Și spune că acest Iosif, după ce a avut visele acelea cu luna, cu soarele, cu stelele, cu snopii, cu închinarea, a venit încercarea peste el. Dar el era un copil care îl iubea pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun că dacă îl iubiți pe Dumnezeu, poate alții o să vă bajocorească și o să spună, măi, ce tu, ești rămas în urmă, ca și ăștia mai în vârstă cu tehnologia, vină și tu ca să-ți arătăm noi. Dar Iosif a rămas credincios în vremea lui și în timpul lui, în mijlocul fraților lui. Și frații îmi spune când l-au zărit de departe în Genesa 37 cu 18, el l-au zărit de departe. Așa se întâmplă, că totdeauna ai binoclu bine fixat pe cei care sunt un pic deosebiți. Și atunci spune că s-au sfătuit, au avut timp să sfătuiască. Până s-a apropiat Iosif de ei, sfatul a fost făcut. Îl prindem, îl omorâm și spune la tata că am scăpat de el. Dar Dumnezeu n-a făcut așa.
Dumnezeu spune că pe a lui, așa cum am citit, spune că îi ocrotește și îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de ei și scapă din încercare. Ești cumva în încercare? Aș vrea să spun că dacă n-ai umblat pe calea lui Dumnezeu, ești în încercare, ești în casa lui Dumnezeu, ridică-ți ochii sus și strigă către Domnul. Noi cântăm o cântare și spunem că te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De povară împovărat, strigă către Domnul. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul căci El nu te lasă. Doamne, se lucrează la inima noastră a fiecăruia. Dar mai mult decât atât, am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în ispitirea lui Iisus și în ispitirea lui Iisus în Luca, găsim câteva lucruri frumoase, frumoase, foarte frumoase în ispitirea lui Iisus. Vedeți, diavolul nu ne ispitește numai pe noi, l-a ispitit pe Iisus. Și nu l-a ispitit numai o dată, l-a ispitit de mai multe ori. Dar în toate a ieșit fără păcat și fără vină. Și aș vrea ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră întreagă, ca toți să fim statornici în inima noastră, mulțumitor, recunoscător lui Dumnezeu și tari în credință, că atunci când va veni diavolul, spune cuvântul lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui tari, nu slabi, că dacă e slab, diavolul avansează, dacă ești tare, este scris în cuvântul lui Dumnezeu și diavolul spune că va fugi de la voi. Nu spune pentru totdeauna, va veni din nou. Dar aș vrea să vă spun că astăzi ai o victorie și mâine vei avea o altă victorie. Și dacă nu vei putea la altă victorie care o altă ispită, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai ia doi frați, mai spune la alții și facem împreună un cerc și ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, vrem pace în biserica noastră, ai milă Dumnezeule și Dumnezeu este Cel ce ascultă rugăciunea credinciosului. Auzi ce spune diavolul? Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, unde l-a atins pe Domnul Iisus, a vrut să-L atingă pe Domnul Iisus? La mândrie, dacă ești. Mi-aduc aminte odată cineva spunea, a ajuns în comitet și alți frați spunea, păi frate, știi, acum dacă ai ajuns în comitet, deci dacă ai ajuns în comitet, așa, tu trebuie să faci asta și asta. Dar ceea ce spuneau nu era conform Bibliei. A rămas numai cu spusul. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că diavolul l-a suit pe un munte foarte înalt. Vedeți? El nu te urcă pe munți, pe dealuri mici, pe coline mici. El te urcă pe munte foarte înalt. Știi ce a cerut? Închină-te! Și toate astea ți le dau ție într-o clipă. Când? Într-o clipă. Că el și-a dus aminte că într-o clipă a fost dat jos din cer cu toată slava lui. De aceea el se luptă. Versetul 7. Dacă te vei închina înaintea mea, toate ți le voi da ție, toate va fi a ta. Apoi spune că diavolul l-a dus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris. Vedeți? Ăsta este diavolul. Deci el nu caută decât să distrugă și să... Îi mulțumim lui Dumnezeu că El este Cel ce ne păzește. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat Scripturile. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El este de partea noastră și așa cum spune și în Iacov în capitolul 5 cu 13, dacă este cineva bolnav, să cheme, să se roage. Să cheme. Vreau să vă spun că în Vechiul Testament unii au trecut prin suferință și au trecut prin suferințe grele. Aduceți-vă aminte de Ieremia, că 40 de ani a fost profet. Un profet care a plâns foarte mult și după 40 de ani a ajuns să fie în Egipt și să fie omorât cu pietre pentru Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Pavel care a fost decapitat. Diavolul s-a bucurat, l-am decapitat, dar mărturia a rămas și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Și eu vine și spune, Doamne, în capitolul 6 cu versetul 1, dacă mi s-ar cântări greutatea și suferința mea ar fi mai multă ca și nisipul mării. Da, aș vrea să vă spun că Iov, el n-a vorbit de suferință când a fost în sănătate, dar așa cum nici bogatul cel nemilostiv nu s-a rugat când a fost în belșug. Dar aș vrea să vă spun că bogatul milostiv n-avea milă, n-avea nimic, n-avea Dumnezeu. Dar într-o zi, că așa le face Dumnezeu, le duce la judecată, când a ajuns în locuința morților și l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram și a început să strige de acolo, dar a fost prea târziu. De aceea noi astăzi, care suntem astăzi în locul acesta, haideți să fim înțelepți și să prețuim vremea, să răscumpărăm vremea că zilele sunt rele. Vor veni și mai rele și mai grele.
Să răscumpărăm și să strigăm către Dumnezeu acum, că atunci când trecem prin necaz și prin suferință, să simțim că Domnul este cu noi, să simțim mâna Lui și ochii noștri să poată să vadă. Dar nu numai ochii aceștia de carne, aș vrea ca ochii noștri sufletești și mă rog lui Dumnezeu întotdeauna, Doamne, vrem să avem o inimă curată și un cuget curat să putem auzi cuvântul Tău și să vedem vedenia Ta. Domnul l-a pregătit pe Iov prin tânărul Elihu. Nu mai am timp să vorbesc și despre Elihu. Deci, 42 de versete, de capitole, într-un timp așa de scurt. Dar vreau să vă spun că și Dumnezeu, așa cum l-a pregătit pe Iov, prin acel tânăr Elihu, Dumnezeu este Cel ce ne pregătește prin noi, prin fiecare Elihu care trece pe aici și fiecare Elihu care ia microfonul și cântă o cântare spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este acel ce primește din partea noastră și ar vrea ca să ne întoarcem toți cu toată inima lui Dumnezeu. Știți ce a spus Elihu? A spus în capitolul 32 cu versetul 6 și cu versetul 8. Eu sunt prea tânăr. El a dat respect celor care erau mai în vârstă. A luat cuvântul și a zis, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni, de aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Dar Dumnezeu l-a pregătit pe Iov prin acest Elihu. În 38, când Iov se întâlnește cu Dumnezeu, după ce îl pregătește Elihu și arată lucrările lui Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu și îl îmbărbătează pe Iov, în versetul 38 găsim cu versetul 1, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis, vedeți, pentru Iov Dumnezeu a hotărât mijlocul furtunii, pentru noi Dumnezeu a hotărât ca să ne vorbească în pace și în liniște. Nu credeți că ar fi bine să apreciem dragostea lui Dumnezeu care o are față de noi, că în pace, în liniște și în sănătate și în belșug, Dumnezeu este Cel ce ne vorbește. Să nu ne vorbească Dumnezeu în furtună, să nu ne vorbească așa cum i-a vorbit lui Ilie când fugea și l-a găsit acolo când s-a ascuns în acea peșteră. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vreau să închei, spune în capitolul 40 și cu versetul 1, Domnul a vorbit lui Iov și a zis, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic, tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Și Iov se vede înaintea lui Dumnezeu după ce Dumnezeu îi pune întrebări și i-a pus o întrebare, dacă știi tu cum să făcute, știți câte întrebări i-a pus, le-am citit în cuvântul lui Dumnezeu, sunt 66 de întrebări. Iov răspunde, cum sunt făcute astea? Și ai fost acolo când au fost făcute și Iov n-a avut răspuns. Pentru că Dumnezeu le-a creat, dar Iov n-a fost acolo. Și Iov, știi ce spune versetul 4? Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Înaintea lui Dumnezeu nu avem decât să ne punem mâna la gură. Noi de multe ori am vrea ca să știm totul, vrem să avem răspuns, dar Dumnezeu nu este dator să ne răspundă la toate întrebările noastre. Dar dacă noi vom rămâne credincioși, Dumnezeu este Cel ce se poartă cu credincioșie față de noi. În capitolul 42 cu versetul 2 spune Iov, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. E Dumnezeu, suntem creatura Lui. Iar în versetul 5 și versetul 6, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. L-a văzut pe Dumnezeu când Dumnezeu a vorbit cu el. El îl căuta pe Dumnezeu și parcă Dumnezeu nu era, dar Dumnezeu la un moment dat, pregătit de Elihu, s-a prezentat și a spus, acum vorbesc cu tine, eu vorbesc, tu încinge-te ca să, eu te întreb și tu să-mi răspunzi. Și Iov spune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în cenușă, un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu, un fiu risipitor care s-a întors și tatăl a căzut pe grumazul lui. Un fiu risipitor și un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Oamenii care se întâlnesc cu Dumnezeu nu mai are niciun eu, nu mai are nicio mândrie, nu mai are niciun alt gând decât să spună, mi-e rușine de mine, îmi pun mâna la gură, mi-e scârbă de mine, că m-am întâlnit cu făcătorul meu. N-aș vrea să te întâlnești cu făcătorul tău
la un colț de stradă când te voi izbi o mașină. N-aș vrea să te întâlnești cu făcătorul tău când boala pe care ți-o va spune doctorul, îi spuneți, mai dau un terminal, așa cum am auzit și dimineață. Și aș vrea ca în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu care ți-a vorbit, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Dumnezeu și noi să spunem ceea ce a spus Iov, mi-e scârbă de mine, acum ochiul meu te-a văzut. Doamne, am văzut minunile tale, lucrările tale, dă-mi înțelepciune să mă întorc la tine. Știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce binecuvintează. Te-ai întors la Dumnezeu și s-a întors, s-a căit Iov înaintea lui Dumnezeu. Știi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu spune, Dumnezeu scrie aceasta în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă scria oamenii, erau scris oamenilor, dispărea. Dar Dumnezeu a vrut să scrie. În versetul 12, în cei din urma anii ai lui Iov, a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, așa. A avut... Și în final, Iov a trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu binecuvintează. Ai două lucruri de ales. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Smerește-te. Primește-L pe Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. Chiar dacă îți merge bine și chiar dacă spui, nu-mi trebuie Dumnezeu, vine o zi când Domnul te va lăsa la încercare, alege-L pe Dumnezeu, alminteri, vei trece de partea cealaltă, vei trece și vei suspina aici și o veșnicie. Doamne, binecuvintează fiecare suflet și dă-ne discernământ și putere să te alegem pe Tine ca Domn și Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care a venit și a murit pentru mine, pentru tine, păcatele mele și păcatele tale au fost șterse și El este mijlocitor între noi și Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne cu înțelepciune. Amin.